sponsor general al emisiunii Nescafe. Bună dimineața! Vă salutăm! Haideți, haideți mai aproape! A fost o duminică frumoasă, probabil ați fost și la schi, că am avut și zăpadă, cât ne-a poftit, nu? Da, de ninge, de plouă, de e frig, de e cald, noi suntem aici în fiecare dimineață și chiar de la început de săptămână, de la o lună, așa plin de energie și vă infectăm și pe voi, vă transmitem această energie ca să aveți o săptămână frumoasă. Mai ușor cu infecțiile. Bine, asta ne-am bucurat să fie așa de contagioasă, să vă molipsim dacă să folosim și acest cuvinte, că până la urmă noi ne motivăm, da? Și vă spuneam data trecută cu stresul acela de la muncă, da? Faceți-l să lucreze pentru dumneavoastră și atunci veți reuși să treceți de toate problemele. Bun. Și cât mai suntem, mai poate am prins pe cineva încă în pat. Aici o curiozitate, vedeți pe care parte a patului sunteți, pentru că cei care dorm pe partea dreaptă se spune că sunt un pic mai pesimiști, cei pe partea stângă mai optimiști și mai așa, mai îndrăzneți. Imaginează-ți. Noi sperăm că toți suntem pe partea stângă. Carina. Așa, și eu sunt pe partea dreaptă. Tu ești în partea dreaptă. Uite-o pesimista, uite-o aceea fără dispoziție. Nu. Nu sunt fără dispoziție, cu dispoziție, cu optimism. Începem încă o săptămână, începem încă o emisiune dimineața la RTR. Haideți, trezirea! Vă spunem ca să știți ce vom avea azi în emisiune. Sport. Jurnaliștii și-au încercat puterile cu cei mai tari fotbaliști. E talentat și pentru aceasta e apreciat. Dima Vutcariov, videograful anului 2017. Veți revedea cele mai interesante momente ale săptămânii trecute. Iar Torredos vor face atmosfera în platou. Să ne urmăriți cu mare atenție că mai avem și premii pe care le vrea oricine. Nu pierdeți, ba pierdeți diminețile pe RTR Moldova. 22 ianuarie, vreau să spun iunie. Uite, mă gândeam la data iunie. Data trecută ziceai decembrie, acum iunie. Nu știu, ianuarie e ceva, nu mă simt eu confortabil aici. Orientarea temporară, așa? E nu, eu sunt conștientă. Dar în ce lună ne aflăm, în ce an. E ok, sperăm că poate astăzi cineva își sărbătorește ziua de naștere în acest context, la mulți ani. Cu toate că este zi de luni, dacă aveți motiv de sărbătoare, sărbătoare frumoasă și să fie sărbătoare. Sunt și din cei care lunea se odihnesc. În fine, odihnă plăcută, distracție plăcută, dar dacă vorbim acum și despre evenimentele care au avut loc, spre trecerea la calendarul zilei, să aflăm că astăzi este Ziua Internațională a Popcornului. Da, pentru cei care adoră să meargă la film, o să urmeze și curiozități la acest subiect. Vorbim și despre popcorn, mie îmi place foarte mult, mai ales cel pregătit de bunica îmi plăcea acasă. A, acela nu e popcorn, aceea e cocoșei? Cocoșei, da, cocoșei. Când stam acasă și, dar nu, știi, la final când rămâneau doar câteva grăuncioare și noi spuneam că acele sunt găinușe. Găinușe, cocoșei și găinușe. Despre deci toți cocoșeii se bat deasupra pentru trei găinușe în crușe de la frunt. Cam am înțeles. Interesant, conține foarte mult aur, dar mi-am adus aminte de replica profesorului de chimie. Eu, deși am încheiat profilul umanist, câte o lecție de chimie pe săptămână nu strica, știi? Și ne explica. Băi, băieți, când spunem că scheletul uman este compus, are acolo calciu, asta nu înseamnă dacă ai să iei acolo un os anumit și ai să vezi, aute, calciu. Nu. Exact așa e și cu popcornul. Conține aur, știi? Hai să stăm aur. Să găsim aur acolo. Găsim poate aur în calendarul zilei 22 ianuarie, să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Se făcea la 22 ianuarie cu mai mulți ani în urmă. În 1506, la Vatican, era formată Garda Elvețiană, care de atunci păzește pontifii și reședința papală. Popcornul se produce începând din anul 1630. În 1775 venea pe lume André Ampère, fizician, matematician și chimist francez. Unul dintre cei mai cunoscuți poeți romantici, George Byron, s-a născut în anul 1788. În 1935 vine pe lume artista poporului din Rusia, Valentina Talâzina. Victor Voinicescu Soțchi, actor de teatru și film, se năștea în anul 1945. În 1954 a venit pe lume actorul și prezentatorul rus Leonid Yarmolnik. Este dublu laureat al premiului Nica.
La această dată în Polonia este marcată Ziua Buneilor. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Acum, în vreme de iarnă, probabil cele mai urmărite știri sunt acelea cu traficul rutier extrem de complicat, aglomerat și, desigur, dacă se descurcă sau nu, serviciile de salubrizare. Am aruncat așa o privire în România ce se întâmplă, așa? Știi? Și acolo tot timpul, mă rog, am avut impresia că presa ia ușor în zefele mea, știi, aceste instituții și, ca de obicei, iarna e luată în surprindere pe cei de la salubrizare. Declarație. Nu ne-am așteptat că o să ningă chiar acum. Da, domnule, e jumătate de iarnă. De unde putea să ningă. Aceeași situație lucru. Și la noi, din păcate, am simțit-o și pe propria piele. Într-adevăr, cu traficul e mai complicat. Însă o altă noutate curioasă, aș spune eu, așa, vine din Islanda, acolo unde un tânăr, pentru că nu putea să treacă la aeroport, bagajul îl avea supraîncărcat, a hotărât să-și pună pe el toate hainele care erau în plus. Și astfel să treacă. Și îți dai seama că cei de la aeroport l-au ținut vreo două zile acolo arestat. Din păcate nu i-a mers, așa că nu încercați. Am avut și eu o idee așa când am zburat într-o țară în vacanță, dar și mă gândeam, aveam surplus și mă gândeam să iau să îmbrac pe mine. Nu merge asta, dragilor. Mă și gândeam acum, dacă erai cu mandelopa nepregătită pentru iarnă, cine îți era în ajutor, știi? Scotea căpușorul acesta simpatic pe fereastră. Zic, nene, domnule, nu vrei să mă... Nu, ajuns. Eu sunt mereu pregătită, așa că situații din astea nu mi se întâmplă. Știi ce este curios? Ce? Pentru că avem știri, un nou an, o nouă lună, un nou început de sezon de emisiuni și, desigur, altfel de știri. Camelia, te salutăm, ne-ai lipsit, bună dimineața! Bună dimineața, colegi! Acces liber în Moldova pentru cetățenii a 33 de state din America de Sud, America Centrală și Asia. Aceștia nu vor mai avea nevoie de vize. Guvernul a votat un proiect de lege în acest sens pentru a asigura circulația și a facilita interacțiunea dintre oamenii de afaceri, contribuind astfel la sporirea exporturilor de mărfuri, dar și la valorificarea potențialului turistic și cultural al țării. 7 din cele 33 de state au ridicat deja obligațiunea deținerii vizelor de intrare pentru cetățenii Republicii Moldova. Autoritățile de la noi vor încerca să obțină același lucru și de la restul țărilor. Vom avea pasaje subterane mai bune, cel puțin asta promit autoritățile. Primăria municipiului planifică să repare 8 dintre acestea, începând din luna martie. Primul pasaj pietonal care va fi reabilitat e cel de pe viaduct de lângă maternitatea numărul 1. În total, în Chișinău sunt 20 de treceri pietonale subterane, 12 dintre care au fost transferate în gestiunea unor agenți economici. Și tot cei de la Primăria Municipiului Chișinău promit să mărească gradul de accesibilitate a persoanelor cu dizabilități în locurile publice din capitală. Se va elabora într-un termen de 3 luni un plan de acțiuni în vederea stabilirii volumului de lucrări necesare. Vor fi amenajate spații în incinta pasajelor, piețelor, străzilor, terenurilor de sport, dar vor asigura și accesul în cartiere. A fost calculată valoarea medie a pensiilor în Republica Moldova. Cele mai mari le au categoriile de angajați în aviația civilă. Astfel, aproape 600 de persoane beneficiază de indemnizații care au o valoare medie de aproape 7500 de lei. Pensii cu mult peste medie primesc și alte aproape 30.000 de persoane care au un venit mediu de peste 4200 de lei. CNAS nu precizează însă în ce domenii au activat aceste persoane înainte de pensionare. Majoritatea beneficiarilor, adică aproximativ 533.000 de persoane, primesc însă pensii pentru limită de vârstă. Acestea au o valoare medie de aproape 1450 de lei. Noi vă oferim altfel de știri, voi alegeți ce urmăriți. Stați aproape! Ia să ne spuneți, stimați telespectatori, vă place când vă dăm așa un pic din casă? Cum se mai spunea odată, de acolo, din culise, ce facem noi și cum mai glumim. Într-adevăr, este un moment foarte frumos în care arătăm că suntem și noi oameni, mai greșim, o mai dăm pe alăturea, dar oricum facem din acestea niște momente de-a dreptul memorabile. Așa cum am omiștuit, la începutul fiecarei săptămâni vorbim despre ce a fost în săptămâna trecută și ce ni s-a întâmplat nouă atât aici în platou, atunci când camerele poate ne pare că nu sunt pe noi, ce se întâmplă și în teren, pentru că acolo e o nebunie totală atunci când mergi sau se oprește camera sau se mai întâmplă bâlbe, așa cum spunea și colegul meu. Să știți că socoteala din redacție niciodată nu se potrivește cu cea din teren. Asta este explicat de fiecare dată. Să vedem
Ce-am avut săptămâna? Mie îmi este frică un pic. Mie deja mă și tem, dar oricum, transparență, da? De la inimă la inimă, de la gafă la cei care pot să le critique după. Bună dimineața, dragii noștri! Ei, dar uite cine se trezește, cine se șterge pe sub ochișori, e telespectatorul nostru. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. De sărbători nu v-am deranjat somnul de dimineață. V-am lăsat să vă odihniți. Ne-am odihnit și noi și am revenit mai inspirați și plini de puteri. După 2 săptămâni de vacanță, vocea mea a reușit să cadă în hibernare. Și mai colorate sunt diminețile atunci când încep cu melodiile preferate. Din o sud de cadouri, tu ești tot ce mi-am dorit. Și cum fără întregiții artiști de muzică populară. Ei, dimă, ia badea la joc. Păi s-ar cânti și iese foc. Zile de sărbători, trai la ai la e la la da. Din frații, pila, surori, trai la e la la da. Am sărbătorit împreună ziua regelui umorului moldovenesc. Tot ce vrei de mâncat. Da. Jălăjeală nică. Un omagiu lui Gheorghe Urschi în sunet de chitară i-a adus și Mihai Budurin. O lumânare prea bună, tu-mi luminezi asfințitul. Știu că vom fi împreună, chiar de ne vine sfârșitul. Am mers pe urmele lui Grigore Vieru, la propriu. Tata a tins să fie cât mai simplu, nici într-un caz simplist. Nici când e minus în termometre, nu stăm locului și suntem în căutare de reportaje captivante. Însă, la filmări se mai întâmplă și astfel de situații. Înainte de a afla vestea, printr-o coincidență fatală... La catastrofele naturale... Nu, singură dată ați auzit, consumați cât mai multe fructe și legume, mai ales în această perioadă... Ups! Iar bărbații matinalului s-au băgat la apă rece. Curajoși colegi avem. Știu să-și depășească limitele. Bravo, bravo. Nu te întoarci. Gata, acolo. Hai, mai, coboară. Capul jos, crușenița. Crușenița. Bravo, hai! Daniel, bravo! Iar ca un apropo, să nu uitați că avem emisiuni și sâmbăta și duminica. Nu le ratați! Așa veți zâmbi și mai mult! Bună dimineața! Zic a ta partea weekendului, care a mea! Eram cu gândul în altă parte. Pe astăzi atâta, aveți grijă de domniile voastre. La revedere! Ne bucurăm atunci când pasiunile noastre dau roade și atunci când tinerii noștri sunt apreciați atât acasă cât și peste hotare. Tot mai mulți tineri, uite, se bucură de apreciere, vorbim și despre muzică, vorbim despre fotografie, vorbim despre... avem actrițe care ajung departe, avem oameni talentați în toate colțurile lumii. Da, tot talentul este în floare la noi în țară, numai că nu știu cum răsare mai întâi peste hotare și apoi vine și pe la noi pe acasă și zicem, hai! Cât de bravă cât e băiatul! Bravo sunt băiatul! Știi, eu cumva dezbateam acest subiect și este o problemă, poate, pentru că la noi populația este prea mică. Nu știu, prea puține televiziuni. Aici e discutabil. Poate nu are cum să se facă atât de auzit, dar peste hotare, fiind o piață mai de desfacere sau o piață mai mare, uite, pot să te afirm. Cert este un lucru, cei care adoră să se ocupe de fotografie sunt tot mai avantajați în ultimul timp, pentru că, uite, tehnologia le permite și le permite să fie apreciați și peste hotare, așa cum spuneam. Hai, asta dacă ești bun, într-adevăr, că mulți sunt dintre cei care și-au cumpărat un aparat foto și fotografer pe Facebook, chemați-mă, telefonul meu acolo, orice nuntă, botez, fumetrie, eu sunt acolo pe poziții, surpriză de neuitat, imagini cu ursuleți și inimioare. Ei, dar noi vorbim despre profesioniști adevărați. Moldovenii se pricep la toate. Încă un titlu demonstrează acest lucru. Un tânăr din Ialoveni a fost desemnat videograful anului 2017 la un concurs din România. Interesant e că a ajuns absolut întâmplător să facă video și montaj, inspirat fiind de la fratele mai mare. Am apucat de filmat, am apucat de montat, din urmă mi-a evident de-am greșelile mele. Într-o film am educat deja de-am și pe mine ce ține de
de filmare. Apoi după asta, nu știu, un an de zile după ce m-am învățat a monta, am depus documente la Academia de Arte, la Multimedia Sunet și Montaj. Experiența de 9 ani în acest domeniu și-a spus cuvântul. La concursul de peste Prut a aplicat pentru participarea la 6 categorii, iar la 5 din ele s-a ales cu premii. Așadar, concetățeanul nostru a luat locul întâi pentru cel mai bun video, secțiunea Înainte de nuntă. Și tot locul întâi pentru cel mai bun teaser. Locul 3 pentru cel mai bun cameraman și categoria Highlights. Iar locul 4 pentru cel mai bun editor. Toate acestea l-au ajutat să devină videograful anului și chiar dacă e un concurs online, acesta a avut un juriu format din câțiva specialiști de peste hotare. Voturile au fost online, dintre care au fost în juriu 5 ruși, un spaniol, un italian, un polonez. De curând, Dima a mai obținut premii și la alte concursuri internaționale desfășurate online, iar în ultima vreme, moldovenii stabiliți peste hotare apelează tot mai des la serviciile lui. Lucruri frumoase se pot întâmpla dacă ești talentat și îți place ceea ce faci. Dacă vă întrebați, nu cumva mi-am schimbat partenerul de platou, fiți pe pace, mi-ar plăcea foarte mult, dar nu știu dacă ar accepta. Vă-l prezint alături de mine, am din nou onoarea în cadrul emisiunii noastre, Teodor Rădulescu. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața și mie îmi pare bine să vă revăd. Așa, cum a început noul an? Cu noi provocări, cu noi proiecte, aspirații? Păi noul an la toți începe leneș, după sărbători, dar acum, da, au luat amploare, că noul an a cam început de mult la mine. Deci primele 3 zile doar sunt în pauză. Acum ne pregătim de un spectacol mare, creștem copii frumoși și talentați. Da. Așa, se întrecă vacanța, nu prea ați avut. Da, bine, am stat 2 zile de revelion singur și asta mi-a prit foarte bine, deci asta a fost vacanța mea. Singur, trupa era plecată din țară, toți colegii erau plecați și eu, ca să nu îi schimb și să nu îi fac să mă gelozeze, am stat singur acasă. Dacă este să vorbim despre revenirea dumneavoastră din România și se întâmplă ceea ce v-ați propus atunci când v-ați întors în țară? Nu știam ce se va întâmpla când m-am întors în țară, sincer. Aveam dubii, aveam frici, aveam și emoții mari despre ce o să se întâmple. Nici nu mi-am trasat un plan foarte exact de cum aș vrea să se întâmple lucrurile. Deci s-au întâmplat de la sine, s-au lipit de mine niște oameni frumoși cu care am început o colaborare. Am renăscut o legendă veche. Și asta mă face fericit. Vorbesc despre un spectacol și sunt curioasă. Când o să fie un spectacol doar de dans? Doar de dans și dacă tot m-ați provocat să vă spun detalii, atunci vă spun că va fi pe 25 februarie la Palatul Național și va fi baletul Teodor pe care l-a obișnuit să-l vadă 10-20 de ani în urmă. Sunt înțeleg că generații mai multe, da, de dansatori care se vor întâlni, generațiile vechi cu astea noi și cu cei care abia s-au născut 3-5 ani în urmă. Deci va fi o nebunie de dans și este probabil acesta este cel mai curajos pas al meu, să mă decid să fac un spectacol la Palatul Național, dar nu după ce am făcut 2 la Ginta Latina și au fost atât de bine încât n-am putut să nu-mi dau curaj și să accept și această provocare, pentru că copiii într-adevăr merită să fie scoși peste tot oriunde. La noi, de fapt, dansul evoluează cumva și vorbeam până a intra în emisie, spuneam că copiii chiar de micuți încep să meargă de la 3 anișori, deja părinții sunt foarte interesanți să meargă la... Și este foarte bine, se detașează de televizor, de telefon, de tabletă și fac mișcare. Da, chiar s-a schimbat macazul în ultimii 10 ani cât eu am lipsit din țară. Nu mai vin
studenți la dans? Nu mai vin, deloc. Dar vin foarte mulți părinți cu copii de 3-4 ani. Și cel mai frapant este că vin cei de 2 ani și încearcă să-i dea. Și noi cu foarte mult efort le explicăm că e prea devreme. Dar de la 3 n-avem încotro și luăm, pentru că deja comunică, răspund la... au reacții bune, au ritm. Deci s-a schimbat total viziunea. Părinții mai mult își doresc ca copiilor să danseze decât cei care sunt deja capabili să iau o decizie. Așa. Eu cred că este bine, mișcarea este viață, iar dansul transmite atâta emoție și frumusețe încât pentru copii cu siguranță este de bine. În această dimineață ați venit nu cu cei mai micuți, așa, ce vârste au micuțele din care ne vor dansa? 5-6. Așa, salutare copii! Deci ăștia sunt deja campioni la vârsta lor. Așa, noi o să ne retragem, o să le oferim platoul lor, dar nu înainte să vă urez succes, să vă spun să aveți un an frumos, fructuos, un spectacol reușit și eu sper că o să ajung și eu pe 25 februarie. Ajungeți inima, cu această ocazie vă invit. Vă mulțumesc foarte mult. Așa, vă lăsăm în compania Teo Dance. Willow. Să vă plângeți de o problemă fără a veni cu soluții înseamnă miurlăială. Noi nu miurlăim, noi venim cu soluția. Publicitate. Генеральный спонсор передачи Nescafe. Vreau să te întreb, cu somn, dormi liniștită? Deja mai bine, am avut, sincer să fiu, câteva, nu știu, vreo săptămână undeva de insomnii, nu știu din ce cauză, probabil iarna sau probabil revenirea la muncă sau nu știu. De aceea zilele îmi sunt pustii ca niște stepe, iar nopțile de un farmec plin ce nu mai pot pricepe. Nu asta e cauza insomniilor tale, să știi. Eu m-a afectat foarte tare, sincer. M-am plâns și... M-am documentat să te-ai documentat să aflu ce mi se întâmplă. Da, așa, și? Și am înțeles ce trebuie să faci ca să nu ți se mai întâmple asta. Cum ar fi? Lasă ecranul. Să las ecranul? Da, dispozitivul.
Cei care o aveți în lista de prieteni pe Galina, știți foarte bine, este o activă utilizatoare de toate rețelele de socializare. Și am înțeles că una din top 3 cauze expuse pentru un somn dificil este că înainte de culcare, după ce spunem rugăciunea de seară, suplapăm acolo, mai verificăm o dată ultima notificare, că poate cine știe. Nu, eu mi-am făcut un obicei, un nou lanț și mă străduiesc în fiecare seară înainte de culcare cel puțin 2 pagini de carte să citesc. Dar, într-adevăr, recunosc, după ce închid cartea, mă mai uit în telefon un pic. Cine știe, înțelege. Bun. Ține oarecum și de sănătatea noastră un somn sănătos. De aceea, nu ezitați să urmăriți și rubrica cu același titlu, Sănătatea întâi de toate. Bună dimineața! Ne-am obișnuit să facem anumite lucruri din reflex, fără să ne punem prea multe întrebări. Nu vă gândiți la cine știe ce operațiuni, e vorba de acțiuni simple, precum păstrarea ouălor pe ușa frigiderului. Acum e momentul în care dați volumul mai tare, căci practica asta s-a dovedit a fi una greșită. Întrebarea imediat următoare ar putea fi, de ce mai avem un spațiu destinat pentru asta dacă nu e indicat să-l folosim? Habar n-am, dar vă asigur, deși pare logic, nu e. Cel puțin ăsta e sfatul experților britanici în caz că doriți să consumați ouă proaspete. Ideea e că ușa e cel mai cald loc din întreg frigiderul, iar acestea se pot strica cu ușurință la mai mult de 20 de grade. Și apoi, dacă stați să vă gândiți de câte ori îl deschidem și închidem, vă dați seama că fluctuațiile de temperatură sunt destul de mari. Mai bine plasați-le în mijlocul oricărui raft din interior în cutia de la magazin și așezați-le cu partea mai ascuțită în jos. În felul acesta vor rezista până la 3 săptămâni. Așa că evitați să păstrați pe interiorul ușii și orice tip de aliment care se alterează ușor. În speranța că v-am făcut să ridicați sprânceana, vă spunem mai departe ce manicură se poartă anul acesta. Are Delia o piesă în care zice că nu acceptă geometria în iubire, dar pe cea de pe unghii n-a interzis-o nimeni. A fost utilizată des și până acum, iar situația nu se schimbă nici din 2018. Minimalismul rămâne în forță. Destul de populară e varianta în alb-negru, însă de vă place să experimentați, puteți opta pentru nuanțe mai aprinse. Triunghiuri, pătrate sau orice alte figuri și forme vă plac. Alegeți 3 culori contrastante și aplicați-o mai întâi pe cea mai deschisă. Apoi trasați o linie oblică cu cea de-a doua și creați desenul final cu a treia. La sfârșit puteți utiliza un top coat. În felul acesta vă creați propriul design original. Dacă stăm să ne gândim bine, îngrijirea unghiilor era o practică întâlnită încă în antichitate, o preocupare a femeilor ce doreau să-și etaleze grația. Să nu neglijăm însă și starea organismului. Sănătatea întâi de toate! Neața, încă o dată bine v-am găsit și la horoscop. Unii nativi încep săptămâna în forță și pot beneficia de câștiguri suplimentare. Alții sunt cam somnoroși. Ce au pregătit astrele pentru fiecare nativ, aflați în câteva clipe. Berbec, starea dumneavoastră financiară se va îmbunătăți simțitor. Aveți o deosebită priză la public și puteți fi de-a dreptul sclipitor în maniera în care vă expuneți ideile. Trăiți un moment prielnic pentru a vă găsi un job nou sau pentru noi idei profesionale. Taur, puteți rezolva cu ușurință probleme legate de cămin și de statutul social. Începutul de săptămână vă priește. Stați grozav la capitolul comunicare și vă exprimați deschis sentimentele față de persoana iubită. Dacă veți fi mai înțelegători cu cei de la locul de muncă, veți avea ca rezultat o ascensiune economică. Gemeni, o zi ideală pentru câștiguri materiale și bănești. Odihna dă rezultate foarte bune. Treceți printr-o perioadă puțin încordată în familie, dar în curând se va crea confortul mult răvnit. Ezitările de a ieși în evidență sunt justificate, dar totodată este un moment bun pentru a demara un proiect profitabil. Rac, vă împărtășiți succesele profesionale și vă bucurați de ele împreună cu prietenii. Scăderea puterii dumneavoastră de concentrare poate fi înlăturată cu ajutorul unui somn bun. Ocupați-vă cu toată amabilitatea care vă caracterizează de vindecarea relațiilor de familie. Leu, astăzi vă veți bucura de sprijinul financiar al unei persoane de la care vă așteptați mai puțin. E bine să faceți mai multă mișcare și să vă ocupați de micile probleme de sănătate. Dacă sunteți singuri, perioada este promițătoare în căutarea unei relații de lungă durată. Sfătuiți-vă cu aliații dumneavoastră de la serviciu înainte de a lua o decizie profesională. Fecioară, prin amici aveți posibilitatea de a atrage noi resurse în afacerile dumneavoastră. Vi se rezolvă tulburările de somn, este bine să dedicați mai mult timp vieții sentimentale, fiindcă viața în doi este un bun echilibru între minte și suflet. Propunerile dumneavoastră creative se bucură de aprecierea șefilor.
Balanță. Ca urmare a bunei dumneavoastră reputații și a unor contracte avantajoase, se prevede adaos la buget. Bucurați-vă pentru șansele care vi se oferă și gândiți-vă la cei mai puțin norocoși. Partenerul de cuplu nu pierde nicio ocazie pentru a vă fura un zâmbet. Succesul va deveni ușor dacă dați dovadă de luciditate, hărnicie și prezență de spirit. Scorpion, câștigurile dumneavoastră salariale pot crește cu efort minim, de aceea întreprindeți demersuri care țin de finanțe. Mâncați sănătos și ecologic pentru a preveni infecțiile. Iubirea din viața dumneavoastră cam vă dă bătăi de cap, însă profesional vorbind, aveți soare pe strada dumneavoastră. Săgetător, sistemul imunitar are în continuare nevoie de stimulente, însă începe să lucreze din ce în ce mai eficient. Nu mai căutați partenerul de viață ideal, prețuiți ceea ce aveți alături. Cât despre muncă, reușiți să captați bunăvoința unei persoane influente care vă ajută să evoluați. Capricorn, trăiți o stare de magie, iar unii dintre dumneavoastră pot decide să-și unească destinul cu ființa dragă. Astrele vă promit o viață profesională mult mai profitabilă și mai stabilă. Vă puteți urma liniștit intuițiile profesionale. Vărsător, vi se oferă o frumoasă ocazie să expuneți punctul de vedere și să fiți susținut de către cei din jur. Preveniți micile afecțiuni printr-un regim alimentar sănătos. Stați grozav la capitolul comunicare și nu vă vor lipsi tenacitatea, încrederea și voința de a reuși în viață. Pești, primiți energie bună din toate părțile care vă ajută să faceți alegeri corecte. Viața de cuplu are multe de oferit, ceea ce vă ajută să faceți față cu mai multă ușurință responsabilităților. Primiți recunoașterea profesională pe care o meritați sau pentru care ați muncit ani în șir. Astrele prezic însă totul e la îndemâna dumneavoastră. Rămâneți în continuare aproape de noi. Cum dăm ritmul unei zi de luni, evident, cu ajutorul muzicii. Asta trebuie și ea, la fel, să fie una ritmată, ca să ne ghideze spre un început de săptămână reușit. Iar ritmul, când ne gândim la poporul nostru, unde îl căutăm? Evident, la muzica populară. Până vă poftim la joc, mai întâi discutăm cu interpretul Alexandru Cucu. Bună dimineața! Neața! Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit la dumneavoastră aici, pentru că sunt pentru prima dată ceea ce mă onorează. În casă nouă din 2018, să-ți fie cu noroc. Să fie cu Doamne ajută și mă bucur să te revăd. Tot. Multă vreme a trecut. Erai pe atunci, prin 2013, dacă nu mă înșel. Ce au fetele cu mine când se lansa interpretul Alexandru Cucu. Da, și pare-mi se noi cam în perioada aceea am început să ne lansăm ambii. Trebuie să ne urmărim activitățile, poate cine știe cine își face primul pagină de Wikipedia. Sunt bucuros și eu să te văd și mă bucur pentru succesele tale. Oricum, dacă vorbim despre retrospective, au trecut deja două săptămâni și ceva din această din acest început de an, de iarnă nici nu mai zic, ba avem zăpadă, ba nu avem zăpadă. Cum a fost pentru tine totul? Eu vreau să cred că 2018 îmi poartă noroc. Și cea mai mare bucurie pe care am primit-o în acest an este că am devenit moș pentru a doua oară. Moș? Moș, da. Nu moș Crăciun, dar moș. Moș. Unchi, adică unchi, da? Unchi, da. Și fratele, împreună cu soția sa, au adus pe lume o boță de fetiță pe nume Alexandra, care... Să nu spui că e în cinstea... Nu e cinstea mea, e un nume care și l-au ales, dar să știți că când am auzit, mi-a plăcut. Fălești așa. Bun, să-ți trăiască. Eu mă gândeam că ai să spui vestea mea bucurătoare, că am devenit a doua oară și de regulă se spune tătic. Bun, nu, în cazul tău, nu? Dar asta. E totul la timpul lui, dar deocamdată mă bucur pentru fratele meu. Aha, am înțeles. Dacă apropo, în familie cât sunteți? Sunteți doi, doi frați? Doi frați. A, o mână caldă. Așa ești la mine. Tu ne-ai cunoscut la o ceremonie unde am cântat împreună. A, acela era. Gata. Bun. Mm-hmm. Vorbim despre familie, să înțeleg că este una împlinită. Dar dacă vorbim despre tine, concerte, spectacole, pe unde te prind mai mult? Prin România sau și pe la noi? Nu știu, e de bine sau e de rău, ar trebui să o spun sau spune-o nu. Spune-o cum e, dar, te rog. Nu știu cum se face, pentru că mai mult prin România.
o explicație de-a ta? Explicația de-a mea, nu știu, poate cei de aici mai puțin sunt informați în muzică. Informații în muzică? Posibil, nu știu, poate nu sunt pe placul celor de aici și sunt pe placul celor de acolo. Te referi la public anumit, la publicul consumator sau la unei colegi de-ai tăi de breastă în care tu nu-ți găsești o poziție probabil într-un concert alături de ei? Nu știu care ar fi motivul, nu vreau să intru în detalii, pur și simplu poate nu sunt observat, poate nu sunt, eu știu. Dar mă simt bine acolo unde sunt invitat, fie acasă, fie peste hotare, și mă bucur că pot aduce prin piesele mele un mesaj publicului. Alături de ce artiști ai avut ocazia să evoluezi acolo? Acolo de Lăutare, desigur, care sunt mai mult acolo, sunt și aici, dar și de alți interpreți, cum ar fi Steliana Sima, frații Cazanoi, care tot sunt de aici și din Republica Moldova, dar sunt... Tot mai mult cotați și solicitați acolo. Da, sunt nu neapărat să nimeresc cu cineva de mare nume acolo, dar sunt și eu pe acolo prezent. De regulă, artiștii noștri mai pleacă și peste hotare, nu vorbim doar peste Prut. Avem comunități foarte mari de concetățeni de-ai noștri acolo. Da. Ești tentat, ai plecat, ai fost prin țărca Italia, Portugalia, în Statele Unite? Nu chiar așa departe, mai mult prin Italia. Așa. Pentru că, știți, este de râs, dar și de plâns. Pentru că țara noastră, din an ce trece, mai mult seamănă a un sediu a moldovenilor decât țara moldovenilor. Pentru că mă doare sufletul când văd mulți plecați de peste hotarele țării noastre și nu că nu le este dor. Le este dor să vină acasă, dar își pun o întrebare, ce ar face aici dacă ar reveni? Și când mergem noi și cântăm acolo, chiar și nu înțeleg să fac, se fac botezuri acolo și se veselesc cum nu se veselesc cei de aici. Sunt mai pofticioși și îmi place să întreb de fiecare dată dacă e cumva adevărată afirmația că dragostea față de țară este direct proporțională cu distanța față de ea. Adică cu cât e mai departe, cu cât mai tare îi dor. E adevărat? Nu? Cum crezi? Am primit mai multe replici la această întrebare. Cum ar fi că țara se simt în țara aceea unde au venit, se pot întreține și își pot vedea un viitor copiilor săi. Deci au siguranța zilei de mâine. Da. Dar toți sunt cu gândul de a reveni acasă, mai degrabă sau mai târziu să revină, pentru că pământul este oricum îi leagă și își doresc să revină. Dar nimeni nu are un răspuns exact când va fi asta. Într-o zi, cu soare, sperăm. Pentru artiști, cei de muzică ușoară în cazul de față, concursurile în care ei se pot face auziți, ca Eurovision sau altele, le aduc un plus de imagine. În cazul muzicii populare, și aici vreau să mă refer la tine, de ideile tale, de aspirațiile tale spre viitor, unde sau ce îți dorești tu să, alături de artiști mari sau deja tu să devii cu un palmarez impunător de melodii în repertoriu, plin de colaborări cu orchestre și artiști renumiți? Eu sunt adeptul mai mult să merg pe linia promovării anumelui Alexandru Cucu. Pentru că cred eu că am ce spune publicului. Și nu e neapărat să lansez niște piese în fiecare zi sau în fiecare săptămână, dar când voi lansa o piesă să vină cu un mesaj anume și să aducă la sufletul omului poate niște trăiri pe care le-a trăit vreodată. Ce ține de concursuri, am participat la concursuri, dar aici la noi în țară. Dar știți, am rămas puțin, derutat, dezamăgit? Dezamăgit nu din cauza că nu am luat premii sau anume de atârnarea organizatorilor care a fost atunci. Zici, acea importanță și, care trebuie acordată. Cu niște aeri așa mari, care eu cred că un artist adevărat nu trebuie să le aibă. Trebuie să fie... Ce înseamnă gestul ăsta
sunt și acolo niște interese, probabil, care nouă ne sunt necunoscute. Numai cei din mediu pot să le cunoască cu adevărat. Da, mă rog, asta e ideea mea. Asta e părerea mea. Îți mulțumim mea. Că ai expus, avem o țară liberă și ne bucurăm pentru asta. Și democrată. Exact. Cine cânteați? Am să vă cânt o piesă care din repertoriul meu ce se numește Ce-o fi tinerețea, care cred eu că orice om care trece prin viață neapărat se oprește la această oprire, stație. Bine, meditația la ce-o fi, ce-o fost, ce-o să mai fie tinerețea, parcă vine cumva pe la 35-40 încolo. Asta în cazul în care noi cât suntem tineri nu ne gândim la scurgere reversibilă a timpului. A, dacă nu avem ce face, ne mai gândim. Eu îți mulțumesc frumos pentru prezență. Sănătate și mult succes vouă. Mersi frumos, Alexandru. Iar acum să ne întrebăm, sau mai degrabă să cântăm și să dansăm, dacă aveți posibilitatea și mare grijă să nu treziți vecinii. Alexandru Cucu, ce-o fi tinerețea? Pe pământ mai pentru dragoste și cânt mai pentru dor și alinare. Lumea doar o glumă îi pare. Vine omul pe pământ mai pentru dragoste și cânt mai pentru dor și alinare. Lumea doar o glumă îi pare. Dar când viața e mai dragă, tinerețea ia și pleacă și mi lasă întristată mai. Nici prea tânăr, nici bogat mai. Uite așa, tot așa, asta-i viața mea. Tot așa și doar așa e și viața ta. Uite așa, tot așa, asta-i viața mea. Tot așa și doar așa e și viața ta. Ai vrea să o ajungi din urmă, însă ea se lasă în umbră. Nu te aude, nu te vede, prin mulțime pasul-și pierde. Ai vrea să o ajungi din urmă, însă ea se lasă în umbră. Nu te aude, nu te vede, prin mulțime pasul-și pierde. Tinerețe, rară floare, cine-n viață n-ar vrea oare să mai zăbovești cumva mai, cât ne-o cere inima mai. Uite așa, tot așa, asta-i viața mea. Tot așa și doar așa e și viața ta. Uite așa, tot așa, asta-i viața mea. Tot așa și doar așa e și viața ta. Să trăiesc, să gust din plin, măi, să mă joc cu al meu destin, măi. Ce-o fi tinerețea oare, chiar lumină de la soare. Să trăiesc, să gust din plin, măi, să mă joc cu al meu destin, măi. Ce-o fi tinerețea oare, chiar lumină de la soare. Ieri zburdam copil pe afară, astăzi sunt cu mustăcioară. Ieri cu mustăcioară neagră, astăzi om cu chică albă. Cântă, joacă și-ți petrece, omule, nu sta. Te trezești mâine, poi mâine, când-ți trece viața. Uite așa, tot așa, asta-i viața mea. Tot așa și doar așa e și viața ta. Cântă, joacă și-ți petrece, omule, nu sta. Te trezești mâine, poi mâine, când-ți trece viața. Uite așa, tot așa, asta-i viața mea. Tot așa și doar așa e și viața ta. Fiecare sau orice are loc sub soare, chiar și o publicitate.
sponsor general al emisiunii Nescafe. Și din nou avem concurs pentru toate șoferițele și șoferii care ne urmăresc în acest moment și își doresc un card de 2000 de lei la benzinăriile Vento. Dimineața la RTR și Vento vă provoacă la concurs. Nu trebuie doar decât să ne trimiteți poze din vacanță. E de dorit cu dumneavoastră să nu fie de asta de pe internet, să fie de autor. Le trimiteți pe pagina noastră de Facebook, iar ele vor fi originale, deci să fie năstrușnice, mai carismatice, care să poată să adune multă lume și multe aprecieri. Uh-huh. Și puteți intra în posesia acestui card care conține 2000 de lei și reducere în benzinăriile și rețeaua de marketuri și fast food al benzinăriilor Vento. Ca să înțelegeți dacă ați fost selectați sau talentul dumneavoastră fotografic s-a bucurat de o apreciere cuvenită, le găsiți pozele în albumul care se numește Dimineața la RTR și Vento, un parteneriat credibil. Sună un proiect ăsta european care ne va aduce multe milioane, știi cum ies politicienii și ne zic. Încă durează perioada de selectare a pozelor, de aceea ne le trimiteți pe pagina noastră în mesaj privat. Noi o să le selectăm pe cele mai reușite și, așa cum a spus și colegul nostru, le veți vota în albumul de pe pagina noastră. Așa că fuga în vacanță, dacă este vacanță și la țară, nu e nicio problemă, originalitatea contează. Imaginați-vă o atmosferă de cinematograf, că știm prea bine că dimineața când vă treziți nu vă uitați la noi mâncând popcorn. Nu suntem într-atât de spectaculoși sau ca într-un film horror când ea deschide ușa scârție cu un sunet suspect și mâncăm de acolo tot mai mult. Ce? Popcorn. Este cel fără de care nu ne imaginăm să mergem la cinematograf și să nu ronțăim un pic. Pentru unii, de fapt, este deranjant. Cineva am văzut că se plângea. De ce oamenii merg și mănâncă popcorn la cinema? E un legat pură, oarecum. Da, mie mi se pare că e ceva fain, nu știu. În timp ce privești, trebuie să mănânci ceva. Și popcornul nu e caloric? Nu prea. Nu, destul de bun pentru... Și este sănătos, da, dacă e făcut doar, știi cum, acasă, e pregătit bine sau clasic sau prin, nu știu, toate gheretele acestea, bănesc și ei, dacă au, oricum, mai schimbă ulei, e bine. Prezența popcornului tot timpul mi s-a asemănat cu interesul clar pentru ceea ce vezi. Este foarte greu acum să stai concentrat la un film cel drept în condiții casnice. Nu poți să nu scoți telefonul, să te mai uiți, să nu știu ce, dar popcornul și senzația asta, ești atent, știi? Atenția se focusează doar pe pelicule. Vorbim despre popcorn, despre cel, așa cum spunem, de care nu ne imaginăm să mergem la cinema fără el. Sunt nelipsite la petreceri și aproape că nu mai putem privi un film fără să le ronțăim. Poate că și acum stați cu un castron mare pe brațe. Fie că le preferați cu un pic de sare, aromă sau chiar caramelizate, sunt o gustare delicioasă. V-ați prins? Hai că nu e așa greu! Floricelele de porumb sau, mai pe înțelesul tuturor, popcornul. L-a încercat fiecare, de la un simplu cetățean turmentat la prinț și dita mai politicieni. Mie îmi place sunetul ăsta specific ce-l auzi la cinema într-un moment de liniște totală. Vinovați că l-au descoperit se fac tocmai amerindienii, se întâmpla cu mii de ani în urmă. Aztecii îl foloseau în timpul ceremoniilor, iar alte popoare credeau că în fiecare bob se ascunde un spirit ce devine nervos când simte foc. Asta e bună! Pentru a-l pregăti, e suficient să țineți boaba de porumb deasupra focului. Băgați de seamă că îți pot sări până la un metru înălțime. Cu toate astea, e cel mai des preparat în cuptorul cu microunde. E o sursă importantă de antioxidanți, minerale, vitamine și fibre. Totuși, nu-l consumați în mod exagerat. Și da, se spune că vă poate ajuta să vă păstrați silueta, însă doar atât timp cât nu-l prăjiți în ulei. Bun, ne-am lins suficient pe botișor și pentru că orice lucru merită un la mulți ani de ziua lui, să avem puțin de-l respect, zic. În ce constă maestria unui jurnalist, Galina? Cum crezi? Asta de bază, așa, garantată de statutul lui profesional. Eu cred că un jurnalist trebuie să fie, în primul rând, curios.
Și informat în același timp, pentru că dacă îi trezește curiozitate tot ce se întâmplă în jur, este informat și poate să ofere informația mai departe celor din fața micilor ecrane, dincolo de difuzoare sau în ziare, de ce nu. Da, ține totul de polivalență, că se spune că noi trebuie să știm de toate despre tot, dar trebuie să mai facem ceva. În cazul în care unii dintre noi o au și cu sportul rece, da, care este fotbalul. Colegii noștri, Alexandru Fosa și Vyacheslav Burghelea, au avut ocazia să joace fotbal contra echipei de legende a fotbalului moldovenesc. Este vorba despre Sergiu Iepureanu, Pavel Ciobanu, chiar și președintele Federației Moldovenești de Fotbal. Mai multe de acolo. Ei, da, mă rog, nu știi cât a fost scorul? Nu prea știu cât a fost scorul, sincer să fiu, chiar fotbalul. Sunt un pic, m-am îndepărtat de acest sport și nu cunosc prea multe din domeniu, dar îmi trezește, știi, tentația să merg și eu să joc un pic. Mai ales că am o verișoară care joacă foarte bine fotbal, în echipă, echipă femenină și tare, tare... Fece după Sari, de? Nu, nu, nu. Ea deja este studentă la Chișinău și aici, și a găsit aici. Serios, joacă fotbal? Da. În ce poziție? Nu știu ce echipă, trebuie să o întreb. Întreabă-te, rog. Ceea ce îmi pare curios, pentru că de obicei pentru băieți este valabil să intre în camera lor, să vezi postere cu fotbaliști pe perete, însă uite că camera unei domnișoare la fel poate să arate așa. Lasă că rolurile se schimbă de-a lungul timpului, sunt și naționale feminine de fotbal care într-adevăr poate să le dea chișca și bărbaților de multe ori. Ia să vedem în jocul jurnaliști contra legendelor. Cine? Ne-am strâns mâinile prietenește și uite fluierul de star. E foarte complicat pentru că noi nu suntem toată echipa de bază și cred eu o să câștigăm în sfârșit, o să-i batem. Primele ocazii bune de a marca au venit din partea capitanilor. Nu a trecut mult timp, iar jurnaliștii au concretizat ocaziile prin gol. Entuziasmul cronicarilor a fost stins repede. 3 goluri au intrat pușcă în poarta noastră. Am ridicat capul sus. La pauză, scorul era echilibrat, 5-5. Asta poate datorită portarului Oleg Istrati, cu reacție profesionistă la mingi. Reușim după acești veterani tineri, aș spune, dar important este faptul că tradițional, cum am mai spus, ne adunăm și petrecem câteva clipe minunate. Sunt foarte bucuros că veteranii și jurnaliștii mențin tradiția asta la sfârșitul anului, așa cum într-o țară normală trebuie să fie, jucăm acest meci. Nici atât cine să câștige asta, tot timpul la noi jocurile au fost foarte interesante, pentru că la jurnaliști mulți din trânși au jucat cândva fotbal și asta este a doua profesie a lor. De ce ei știu cum să joace și noi tot timpul ne-a fost greu. Cum mențin veteranii fotbalului, spune un formă? Mențin fiecare cum poate. Regim de alimentație, exerciții fizice, mai jucăm fotbal de două ori pe săptămână. Da, în principiu e un meci de prestigiu, până la urmă, pentru că jucăm cu probabil cei mai buni jucători ai Republicii Moldova. Nu în activitate, dar care au fost câțiva ani în urmă, adică care cândva erau în locul nostru dacă luam interviuri, astăzi jucăm potriva lor. Până la urmă, experiența și maestria veteranilor și-a spus cuvântul. Au bătut naționala jurnaliștilor. Cel mai important este concluzia de final. De la ei avem ce învăța, știi, că noi suntem încă tineri, asta e cel mai important.
Acum, în vreme de iarnă, probabil cele mai urmărite știri sunt acelea cu traficul rutier extrem de complicat, aglomerat și, desigur, dacă se descurcă sau nu, serviciile de salubrizare. Am aruncat așa o privire în România ce se întâmplă, așa? Știi? Și acolo tot timpul, mă rog, am avut impresia că presa ia ușor în zeflemea, știi, aceste instituții și, ca de obicei, iarna i-a luat în surprindere pe cei de la salubrizare. Declarație. Nu ne-am așteptat că o să ningă chiar acum. Da, domnule, e jumătate de iarnă. De unde putea să ningă? Aceeași situație lucru. Și la noi, din păcate, am simțit-o și pe propria piele. Într-adevăr, cu traficul e mai complicat. Însă o altă noutate curioasă, aș spune eu așa, vine din Islanda, acolo unde un tânăr, pentru că nu putea să treacă la aeroport, bagajul îl avea supraîncărcat, a hotărât să-și pună pe el toate hainele care erau în plus și astfel să treacă. Și îți dai seama că cei de la aeroport l-au ținut vreo două zile acolo arestat. Din păcate nu i-a mers, așa că nu încercați. Am avut și eu o idee așa când am zburat într-o țară calde, în vacanță, dar și mă gândeam, aveam surplus și mă gândeam să iau să îmbrac pe mine. Nu merge asta, dragilor. Mă și gândeam acum, dacă erai cu manvelopa nepregătită pentru iarnă, cine îți era în ajutor, știi? Scotea căpușorul acesta simpatic pe fereastră, zic, nene, domnule, nu vrei să mă... Nu, ajuți. Eu sunt mereu pregătită, așa că situații din astea nu mi se întâmplă. Uh-huh. Știi ce este curios? Ce? Pentru că avem știri, un nou an, o nouă lună, un nou început de sezon de emisiuni și, desigur, altfel de știri. Camelia, te salutăm! Ne-ai lipsit! Bună dimineața! Bună dimineața, colegi! Acces liber în Moldova pentru cetățenii a 33 de state din America de Sud, America Centrală și Asia. Aceștia nu vor mai avea nevoie de vize. Guvernul a votat un proiect de lege în acest sens pentru a asigura circulația și a facilita interacțiunea dintre oamenii de afaceri, contribuind astfel la sporirea exporturilor de mărfuri, dar și la valorificarea potențialului turistic și cultural al țării. 7 din cele 33 de state au ridicat deja obligațiunea deținerii vizelor de intrare pentru cetățenii Republicii Moldova. Autoritățile de la noi vor încerca să obțină același lucru și de la restul țărilor. Vom avea pasaje subterane mai bune, cel puțin asta promit autoritățile. Primăria municipiului planifică să repare 8 dintre acestea, începând din luna martie. Primul pasaj pietonal care va fi reabilitat e cel de pe viaduct de lângă maternitatea numărul 1. În total, în Chișinău sunt 20 de treceri pietonale subterane, 12 dintre care au fost transferate în gestiunea unor agenți economici. Și tot cei de la Primăria Municipiului Chișinău promit să mărească gradul de accesibilitate a persoanelor cu dizabilități în locurile publice din capitală. Se va elabora într-un termen de 3 luni un plan de acțiuni în vederea stabilirii volumului de lucrări necesare. Vor fi amenajate spații în incinta pasajelor, piețelor, străzilor, terenurilor de sport, dar vor asigura și accesul în cartiere. A fost calculată valoarea medie a pensiilor în Republica Moldova. Cele mai mari le au categoriile de angajați în aviația civilă. Astfel, aproape 600 de persoane beneficiază de indemnizații care au o valoare medie de aproape 7500 de lei. Pensii cu mult peste medie primesc și alte aproape 30.000 de persoane care au un venit mediu de peste 4200 de lei. CNAS nu precizează însă în ce domenii au activat aceste persoane înainte de pensionare. Majoritatea beneficiarilor, adică aproximativ 533.000 de persoane, primesc însă pensii pentru limită de vârstă. Acestea au o valoare medie de aproape 1450 de lei. Noi vă oferim altfel de știri, voi alegeți ce urmăriți. Stați aproape! 22 ianuarie, vreau să spun iunie. Uite, mă gândeam la iunie. Data trecută ziceai decembrie, acum iunie. Nu știu, ianuarie ceva nu mă simt eu confortabil aici. Stai bine cu orientarea temporară, așa? Nu, eu sunt conștientă în ce lună ne aflăm, în ce an. E ok, sperăm că poate astăzi cineva își sărbătorește ziua de naștere în acest context la mulți ani. Cu toate că este zi de luni, dacă aveți motiv de sărbătoare, sărbătoare frumoasă și să fie sărbătoare. Sunt și din cei care lunea se odihnesc. În fine, odihnă plăcută, distracție plăcută, dar dacă vorbim acum și despre evenimentele care au avut loc, spre trecerea la calendarul zilei, să aflăm că astăzi este Ziua Internațională a Popcornului. Da, pentru cei care adoră să meargă la film, o să urmeze și curiozități la acest subiect.
Vorbim și despre popcorn. Mie îmi place foarte mult, mai ales cel pregătit de bunica îmi plăcea acasă. A, acela nu e popcorn. Acela e cocoșei? Cocoșei, da, cocoșei. Când stăm acasă și... Dar nu, știi, la final când rămâneau doar câteva grăuncioare și noi spuneam că acele sunt găinușe. Găinușe, cocoșei și găinușe. Despre deci toți cocoșeii se bat deasupra pentru trei găinușe în crușe de la frunt. Cam am înțeles. Așa, interesant, conține foarte mult aur, dar mi-am adus aminte de replica profesorului de chimie. Eu deși am încheiat profilul umanist, câte o lecție de chimie pe săptămână nu strica, știi? Și ne explica. Băi, băieți, când spunem că scheletul uman este compus, are acolo calciu, asta nu înseamnă dacă ai să iei acolo un os anumit și ai să vezi, au, te calciu. Nu. Exact așa e și cu popcornul. Conține aur, știi? Hai să stăm aur. Să găsim aur acolo. Găsim poate aur în calendarul zilei 22 ianuarie, să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Se făcea la 22 ianuarie cu mai mulți ani în urmă. În 1506, la Vatican, era formată Garda Elvețiană, care de atunci păzește pontifii și reședința papală. Popcornul se produce începând din anul 1630. În 1775 venea pe lume André Ampère, fizician, matematician și chimist francez. Unul dintre cei mai cunoscuți poeți romantici, George Byron, s-a născut în anul 1788. În 1935 vine pe lume artista poporului din Rusia, Valentina Talâzina. Victor Voinicescu Soțchi, actor de teatru și film, se năștea în anul 1945. În 1954 a venit pe lume actorul și prezentatorul rus Leonid Yarmolnik. Este dublu laureat al premiului Nica. La această dată în Polonia este marcată ziua buneilor. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Ia să ne spuneți, stimați telespectatori, vă place când vă dăm așa un pic din casă? Cum se mai spunea odată, de acolo, din culise, ce facem noi și cum mai glumim. Într-adevăr, este un moment foarte frumos în care arătăm că suntem și noi oameni, mai greșim, o mai dăm pe alăturea, dar oricum facem din acestea niște momente de-a dreptul memorabile. Așa cum am omiștuit, la începutul fiecarei săptămâni vorbim despre ce a fost în săptămâna trecută și ce ni s-a întâmplat nou atât aici în platou, atunci când camerele poate ne pare că nu sunt pe noi, ce se întâmplă și în teren, pentru că acolo e o nebunie totală atunci când mergi sau se oprește camera sau se mai întâmplă bâlbe, așa cum spunea și colegul meu. Socoteala din redacție niciodată nu se potrivește cu cea din teren. Asta este explicat de fiecare dată. Să vedem ce am avut săptămâna. Mie este frică un pic. Eu deja mă și tem, dar oricum, transparență, da? De la inimă la inimă, de la gafă la cei care pot să le critique după. Bună dimineața, dragii noștri! Ei, dar uite cine se trezește, cine se șterge pe sub ochișori, e telespectatorul nostru. Bună dimineața! Bună dimineața! De sărbători nu v-am deranjat somnul de dimineață. V-am lăsat să vă odihniți. Ne-am odihnit și noi și am revenit mai inspirați și plini de puteri. După două săptămâni de vacanță, vocea mea a reușit să cadă în hibernare. Și mai colorate sunt diminețile atunci când încep cu melodiile preferate. Din o sută de cadouri, tu ești tot ce mi-am dorit. Și cum fără întregiții artiști de muzică populară. Inima ia badea la joc, îi s-ar cânti și iese foc. În zile de sărbători, trai la ai la ai la la da, din frații pii la surori, trai la ai la 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 da. Am sărbătorit împreună ziua regelui umorului moldovenesc. Tot ce vrei de mâncat. Da. Jălăjeală nică. Un omagiu lui Gheorghe Urschi în sunet de chitară i-a adus și Mihai Budurin. O luminare prea bună, tu-mi luminezi asfințitul, știu că vom fi împreună, chiar de ne vine sfârșitul. Am mers pe urmele lui Grigore Vieru, la propriu. Tata a atins să fie cât mai simplu, nici într-un caz simplist.
Nici când e minus în termometre nu stăm locului și suntem în căutare de reportaje captivante. Însă, la filmări se mai întâmplă și astfel de situații. Înainte de a afla vestea, printr-o coincidență fatală... La catastrofele naturale... Nu, singura dată ați auzit consumați cât mai multe fructe și legume, mai ales în această perioadă... Ups! Iar bărbații matinalului s-au băgat la apă rece. Curajoși colegi avem. Știu să-și depășească limitele. Nu te întoarci. Gata, acolo. Hai, mai. Coboară. Capă jos, crușenița. Crușenița. Bravo. Daniel, bravo. Iar ca un apropo, să nu uitați că avem emisiuni și sâmbăta și duminica. Nu le ratați. Așa veți zâmbi și mai mult. Bună dimineața! Zic, a ta partea weekendului, care a mea! Eram cu gândul în altă parte. Pe astăzi atâta, aveți grijă de domniile voastre. La revedere! Ne bucurăm atunci când pasiunile noastre dau roade și atunci când tinerii noștri sunt apreciați atât acasă cât și peste hotare. Tot mai mulți tineri, uite, se bucură de apreciere, vorbim și despre muzică, vorbim despre fotografie, vorbim despre... avem actrițe care ajung departe, avem oameni talentați în toate colțurile lumii. Da, tot talentul este în floare la noi în țară, numai că, nu știu cum, răsare mai întâi peste hotare și apoi vine și pe la noi pe acasă și zicem, cât de bravă cât e băiatul. Bravo, sunt băiatul. Știi, eu cumva dezbateam acest subiect și este o problemă, poate, pentru că la noi populația este prea mică. Nu știu, prea puține televiziuni. Aici e discutabil. Poate nu are cum să se facă atât de auzit, dar peste hotare, fiind o piață mai de desfacere sau o piață mai mare, uite, poți să te afirm. Cert este un lucru, cei care adoră să se ocupe de fotografie sunt tot mai avantajați în ultimul timp, pentru că, uite, tehnologia le permite și le permite să fie apreciați și peste hotare, așa cum spuneam. Hai, asta dacă ești bun, într-adevăr, că mulți sunt dintre cei care și-au cumpărat un aparat foto și fotografer pe Facebook, chemați-mă, telefonul meu acolo, orice nuntă, botez, cumetrie, eu sunt acolo pe poziții, surpriză de neuitat, imagini cu ursuleți și inimioare. Ei, dar noi vorbim despre profesioniști adevărați. Moldovenii se pricep la toate. Încă un titlu demonstrează acest lucru. Un tânăr din Ialoveni a fost desemnat videograful anului 2017 la un concurs din România. Interesant e că a ajuns absolut întâmplător să facă video și montaj, inspirat fiind de la fratele mai mare. Am apucat eu de filmat, am apucat eu de montat, din urmă mi-a vedea de-am greșelile mele. Într-un film am educat deja de-am și pe mine ce ține de filmare. Apoi după asta... Pește un an de zile după ce m-am învățat a monta, am depus documente la Academia de Arte, la Multimedia Sunet și Montaj. Experiența de 9 ani în acest domeniu și-a spus cuvântul. La concursul de peste Prut a aplicat pentru participarea la 6 categorii, iar la 5 din ele s-a ales cu premii. Așadar, concetățeanul nostru a luat locul întâi pentru cel mai bun video, secțiunea Înainte de Nuntă. Și tot locul întâi pentru cel mai bun teaser. Locul 3 pentru cel mai bun cameraman și categoria Highlights. Iar locul 4 pentru cel mai bun editor. Toate acestea l-au ajutat să devină videograful anului și chiar dacă e un concurs online, acesta a avut un juriu format din câțiva specialiști de peste hotare. Voturile au fost online, dintre care au fost în juriu 5 ruși, un spaniol, un italian, un polonez. De curând, Dima a mai obținut premii și la alte concursuri internaționale desfășurate online, iar în ultima vreme, moldovenii stabiliți peste hotare apelează tot mai des la serviciile lui. Lucruri frumoase se pot întâmpla dacă ești talentat și îți place ceea ce faci. Ia prindeți-o și pe asta! Culmea ostenelii, să obosești privind publicitate.
Генеральный спонсор передачи «Нескафе». Vreau să te întreb, cu somnul, dormi liniștită? Deja mai bine, am avut, sincer să fiu, câteva, nu știu, vreo săptămână undeva de insomnii, nu știu din ce cauză, probabil iarna sau probabil revenirea la muncă sau nu știu. De aceea zilele îmi sunt pustii ca niște stepe, iar nopțile de un farmec plin ce nu mai pot pricepe. Nu asta e cauza insomniilor tale, să știi. Eu m-a afectat foarte tare, sincer. M-am plâns și... M-am documentat să aflu ce, ce mi se întâmplă. Da, așa, și? Și am înțeles ce trebuie să faci ca să nu ți se mai întâmple asta. Cum ar fi? Lasă ecranul. Să las ecranul? Culcare. Da, dispozitivul. Televizor, cei care o aveți în lista de prieteni pe Galina, știți foarte bine, este o activă utilizatoare de toate rețelele de socializare. Și am înțeles că una din top 3 cauze expuse pentru un somn dificil este că înainte de culcare, după ce spunem rugăciunea de seară, suplapăm acolo, mai verificăm o dată ultima notificare, că poate cine știe. Nu, eu mi-am făcut un obicei un nou lan și mă străduiesc în fiecare seară înainte de culcare cel puțin 2 pagini de carte să citesc. Dar, într-adevăr, recunosc, după ce închid cartea, mă mai uit în telefon un pic. Cine știe, înțelege. Bun, ține oarecum și de sănătatea noastră un somn sănătos. De aceea, nu ezitați să urmăriți și rubrica cu același titlu, Sănătatea întâi de toate. Bună dimineața! Ne-am obișnuit să facem anumite lucruri din reflex, fără să ne punem prea multe întrebări. Nu vă gândiți la cine știe ce operațiuni, e vorba de acțiuni simple, precum păstrarea ouălor pe ușa frigiderului. Acum e momentul în care dați volumul mai tare, căci practic asta s-a dovedit a fi una greșită. Întrebarea imediat următoare ar putea fi, de ce mai avem un spațiu destinat pentru asta dacă nu e indicat să-l folosim? Habar n-am, dar vă asigur, deși pare logic, nu e. Cel puțin ăsta e sfatul experților britanici în caz că doriți să consumați ouă proaspete. Ideea e că ușa e cel mai cald loc din întreg frigiderul, iar acestea se pot strica cu ușurință la mai mult de 20 de grade. Și apoi, dacă stați să vă gândiți de câte ori îl deschidem și închidem, vă dați seama că fluctuațiile de temperatură sunt destul de mari. Mai bine plasați-le în mijlocul oricărui raf din interior în cutia de la magazin și așezați-le cu partea mai ascuțită în jos. În felul acesta vor rezista până la 3 săptămâni. Așa că evitați să păstrați pe interiorul ușii și orice tip de aliment care se alterează ușor. În speranța că v-am făcut să ridicați sprânceana, vă spunem mai departe ce manicură se poartă anul acesta. Are Delia o piesă în care zice că nu acceptă geometria în iubire, dar pe cea de pe unghii n-a interzis-o nimeni. A fost utilizată des și până acum, iar situația nu se schimbă nici din 2018. Minimalismul rămâne în forță. Destul de populară e varianta în alb-negru, însă de vă place să experimentați, puteți opta pentru nuanțe mai aprinse. Triunghiuri, pătrate sau orice alte figuri și forme vă plac. Alegeți 3 culori contrastante și aplicați-o mai întâi pe cea mai deschisă. Apoi trasați o linie oblică cu cea de-a doua și creați desenul final cu a treia. La sfârșit puteți utiliza un top coat. În felul acesta vă creați propriul design original. Dacă stăm să ne gândim bine, îngrijirea unghiilor era o practică întâlnită încă în antichitate, o preocupare a femeilor ce doreau să-și etaleze grația. Să nu neglijăm însă și starea organismului. Sănătatea întâi de toate! Neața, încă o dată bine v-am găsit și la horoscop. Unii nativi încep săptămâna în forță și pot beneficia de câștiguri suplimentare. Alții sunt cam somnoroși. Ce au pregătit astrele pentru fiecare nativ, aflați în câteva clipe. Berbec, starea dumneavoastră financiară se va îmbunătăți simțitor. Aveți o deosebită priză la public și puteți fi de-a dreptul sclipitor în maniera în care vă expuneți ideile. Trăiți un moment prielnic pentru a vă găsi un job nou sau pentru noi idei profesionale. Taur, puteți rezolva cu ușurință probleme legate de cămin și de statutul social. Începutul de săptămână vă priește. Stați grozav la capitolul comunicare și vă exprimați deschis sentimentele față de persoana iubită. Dacă veți fi mai înțelegători cu cei de la locul de muncă, veți avea ca rezultat o ascensiune economică. Gemeni, o zi ideală pentru câștiguri materiale și bănești. Odihna dă rezultate foarte bune. Treceți printr-o perioadă puțin încordată în familie, dar în curând se va crea confortul mult răvnit. Ezitările de a ieși în evidență sunt justificate, dar totodată este un moment bun pentru a demara un proiect profitabil.
drac, vă împărtășiți succesele profesionale și vă bucurați de ele împreună cu prietenii. Scăderea puterii dumneavoastră de concentrare poate fi înlăturată cu ajutorul unui somn bun. Ocupați-vă cu toată amabilitatea care vă caracterizează de vindecarea relațiilor de familie. Leu, astăzi vă veți bucura de sprijinul financiar al unei persoane de la care vă așteptați mai puțin. E bine să faceți mai multă mișcare și să vă ocupați de micile probleme de sănătate. Dacă sunteți singuri, perioada este promițătoare în căutarea unei relații de lungă durată. Sfătuiți-vă cu aliații dumneavoastră de la serviciu înainte de a lua o decizie profesională. Fecioară, prin amici aveți posibilitatea de a atrage noi resurse în afacerile dumneavoastră. Vi se rezolvă tulburările de somn, este bine să dedicați mai mult timp vieții sentimentale, fiindcă viața în doi este un bun echilibru între minte și suflet. Propunerile dumneavoastră creative se bucură de aprecierea șefilor. Balanță. Ca urmare a bunei dumneavoastră reputații și a unor contracte avantajoase, se prevede adaos la buget. Bucurați-vă pentru șansele care vi se oferă și gândiți-vă la cei mai puțin norocoși. Partenerul de cuplu nu pierde nicio ocazie pentru a vă fura un zâmbet. Succesul va deveni ușor dacă dați dovadă de luciditate, hărnicie și prezență de spirit. Scorpion, câștigurile dumneavoastră salariale pot crește cu efort minim, de aceea întreprindeți demersuri care țin de finanțe. Mâncați sănătos și ecologic pentru a preveni infecțiile. Iubirea din viața dumneavoastră cam vă dă bătăi de cap, însă profesional vorbind, aveți soare pe strada dumneavoastră. Săgetător, sistemul imunitar are în continuare nevoie de stimulente, însă începe să lucreze din ce în ce mai eficient. Nu mai căutați partenerul de viață ideal, prețuiți ceea ce aveți alături. Cât despre muncă, reușiți să captați bunăvoința unei persoane influente care vă ajută să evoluați. Capricorn, trăiți o stare de magie, iar unii dintre dumneavoastră pot decide să-și unească destinul cu ființa dragă. Astrele vă promit o viață profesională mult mai profitabilă și mai stabilă. Vă puteți urma liniștit intuițiile profesionale. Vărsător, vi se oferă o frumoasă ocazie să expuneți punctul de vedere și să fiți susținut de către cei din jur. Preveniți micile afecțiuni printr-un regim alimentar sănătos. Stați grozav la capitolul comunicare și nu vă vor lipsi tenacitatea, încrederea și voința de a reuși în viață. Pești, primiți energie bună din toate părțile care vă ajută să faceți alegeri corecte. Viața de cuplu are multe de oferit, ceea ce vă ajută să faceți față cu mai multă ușurință responsabilităților. Primiți recunoașterea profesională pe care o meritați sau pentru care ați muncit ani în șir. Astrele prezic însă totul e la îndemâna dumneavoastră. Rămâneți în continuare aproape de noi. Și din nou avem concurs pentru toate șoferițele și șoferii care ne urmăresc în acest moment și își doresc un card de 2000 de lei la benzinăriile Vento. Dimineața la RTR și Vento vă provoacă la concurs. Nu trebuie doar decât să ne trimiteți poze din vacanță. E de dorit cu dumneavoastră să, așa cumva, să nu fie de asta de pe internet, să fie de autor. Le trimiteți pe pagina noastră de Facebook, iar ele vor fi originale, deci să fie năstrușnice, da, cât da, mai carismatice, da, care să poată să adune multă lume și multe aprecieri. Uh-huh. Și puteți intra în posesia acestui card care conține 2000 de lei și reducere în benzinăriile și rețeaua de marketuri și fast food al benzinăriilor Vento. Ca să înțelegeți dacă ați fost selectați sau talentul dumneavoastră fotografic s-a bucurat de o apreciere cuvenită, le găsiți pozele în albumul care se numește Dimineața la RTR și Vento, un parteneriat credibil. Sună într-un proiect, a un proiect de ăsta european care ne va aduce multe milioane, știi cum ies politicienii și ne zic. Încă durează perioada de selectare a pozelor, da, de aceea ne le trimiteți pe pagina noastră în mesaj privat. Noi o să le selectăm pe cele mai reușite și, așa cum a spus și colegul nostru, le veți vota în albumul de pe pagina noastră. Așa că fuga în vacanță, dacă este vacanță și la țară, nu e nicio problemă, originalitatea contează. Spre trecerea la calendarul zilei, să aflăm că astăzi este Ziua Internațională a Popcornului. Da, pentru cei care adoră să meargă la film, o să urmeze și curiozități la acest subiect. Vorbim și despre popcorn, mie îmi place foarte mult, mai ales cel pregătit de bunica, îmi plăcea acasă. A, acela nu e popcorn, aceea e cocoșei? Cocoșei, da, cocoșei. Când stam acasă și, dar nu, știi, la final când rămâneau doar câteva grăuncioare și noi spuneam că acele sunt găinușe. Găinușe, cocoșei și găinușe.
Despre deci toți cocoșeii se bat deasupra pentru trei găinușe în crușe de la frunt. Cam am înțeles. Așa, interesant, conține foarte mult aur, dar mi-am adus aminte de replica profesorului de chimie. Eu deși am încheiat profilul umanist, câte o lecție de chimie pe săptămână nu strica, știi? Și ne explica. Băi băieți, când spunem că scheletul uman este compus, are acolo calciu, asta nu înseamnă dacă ai să iei acolo un os anumit și ai să vezi, aute, calciu. Nu, exact așa e și cu popcornul, conține aur, știi? Hai să stăm aur. Să găsim aur acolo. Găsim poate aur în calendarul zilei 22 ianuarie, să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Se făcea la 22 ianuarie cu mai mulți ani în urmă. În 1506, la Vatican, era formată Garda Elvețiană, care de atunci păzește pontifii și reședința papală. Popcornul se produce începând din anul 1630. În 1775 venea pe lume André Ampère, fizician, matematician și chimist francez. Unul dintre cei mai cunoscuți poeți romantici, George Byron, s-a născut în anul 1788. În 1935 vine pe lume artista poporului din Rusia, Valentina Talâzina. Victor Voinicescu Soțchi, actor de teatru și film, se năștea în anul 1945. În 1954 a venit pe lume actorul și prezentatorul rus Leonid Iarmolnik. Este dublu laureat al premiului Nica. La această dată în Polonia este marcată ziua buneilor. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Dacă vă întrebați, nu cumva mi-am schimbat partenerul de platou, fiți pace, mi-ar plăcea foarte mult, dar nu știu dacă ar accepta. Vă-l prezint alături de mine, am din nou onoarea în cadrul emisiunii noastre, Teodor Rădulescu. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața și mie îmi pare bine să vă revăd. Așa, cum a început noul an? Cu noi provocări, cu noi proiecte, aspirații? Păi noul an la toți începe leneș, după sărbători, dar acum, da, au luat amploare, că noul an a cam început de mult la mine. Deci primele trei zile doar sunt în pauză. Acum ne pregătim de un spectacol mare, creștem copii frumoși și talentați. Da. Așa, să întreb că vacanța nu prea ați avut. Bine, am stat două zile de revelion singur și asta mi-a prit foarte bine, deci asta a fost vacanța mea. Singur, trupa era plecată din țară, toți colegii erau plecați și eu, ca să nu îi schimb și să nu îi fac să mă gelozeze, am stat singur acasă. Dacă este să vorbim despre revenirea dumneavoastră din România și se întâmplă ceea ce v-ați propus atunci când v-ați întors în țară? Nu știam ce se va întâmpla când m-am întors în țară, sincer. Aveam dubii, aveam frici, aveam și emoții mari despre ce o să se întâmple. Nici nu mi-am trasat un plan foarte exact de cum aș vrea să se întâmple lucrurile. Deci s-au întâmplat de la sine, s-au lipit de mine niște oameni frumoși cu care am început o colaborare. Am renăscut o legendă veche. Și asta mă face fericit. Vorbesc despre un spectacol și sunt curioasă. Când o să fie un spectacol doar de dans? Doar de dans și dacă tot m-ați provocat să vă spun detalii, atunci vă spun că va fi pe 25 februarie la Palatul Național și va fi baletul Teodor pe care l-a obișnuit să-l vadă 10-20 de ani în urmă. Sunt de generații mai multe, da, de dansatori care... Se vor întâlni generațiile vechi cu astea noi și cu cei care abia s-au născut 3-5 ani în urmă. Deci va fi o nebunie de dans și este probabil acesta este cel mai curajos pas al meu, să mă decid să fac un spectacol la Palatul Național, dar nu după ce am făcut două la Ginta Latina și au... fost atât de bine încât n-am putut să nu-mi dau curaj și să accept și această provocare, pentru că copiii într-adevăr merită să fie scoși peste tot oriunde. La noi, de fapt, dansul evoluează cumva și vorbeam până a intra în emisie, spuneam că copiii chiar de micuți încep să meargă de la 3 anișori, deja părinții sunt foarte interesanți să meargă la... Și este foarte bine, se detașează de televizor, de telefon, de tabletă și fac mișcare.
Da, chiar s-a schimbat macazul în ultimii 10 ani cât eu am lipsit din țară. Nu mai vin studenți la dans. Nu mai vin, deloc. Dar vin foarte mulți părinți cu copii de 3-4 ani. Și cel mai frapant este că vin cei de 2 ani și încearcă să-i dea. Și noi cu foarte mult efort le explicăm că e prea devreme. Dar de la 3 n-avem încotro și luăm, pentru că deja comunică, răspund la... au reacții bune, au ritm. Deci s-a schimbat total viziunea. Părinții mai mult își doresc ca copiilor să danseze decât cei care sunt deja capabili să iau o decizie. Așa. Eu cred că este bine, mișcarea este viață, iar dansul transmite atâta emoție și frumusețe încât pentru copii cu siguranță este de bine. În această dimineață ați venit nu cu cei mai micuți, așa, ce vârste au micuțele din care ne vor dansa? 5-6. Așa, salutare copii! Deci ăștia sunt deja campioni la vârsta lor. Așa, noi o să ne retragem, o să le oferim platoul lor, dar nu înainte să vă urez succes, să vă spun să aveți un an frumos, fructuos, un spectacol reușit și eu sper că o să ajung și eu pe 25 februarie. Ajungeți inima, cu această ocazie vă invit. Vă mulțumesc foarte mult. Așa, vă lăsăm în compania Teo Dance. Willow. When it's time to whip your hair, put your braids up. Tell them escalator, elevator, yeah, that made us have your way up. Ain't nobody greater, well, it's Jada, it's my neighbor, hater. Viitorul aparține celor care cred în frumusețea viselor, dar și celor care urmăresc publicitate. Sponsor general al emisiunii Nescafe. Imaginați-vă o atmosferă de cinematograf, că știm prea bine că dimineața când vă treziți nu vă uitați la noi mâncând popcorn. Nu suntem într-atât de spectaculoși sau ca într-un film horror când ea deschide ușa, ușa scârție cu un sunet suspect și mâncăm de acolo, de acolo, de acolo tot mai mult. Ce?
Popcorn. Popcorn. Este da. Cel fără de care nu ne imaginăm să mergem la cinematograf și să nu ronțăim un pic. Pentru unii, de fapt, este deranjant. Cineva am văzut că se plângea. De ce oamenii merg și mănâncă popcorn la cinema? E o legătură oarecum. Da, mie mi se pare că e ceva fain. Nu știu. În timp ce privești, trebuie să mănânci ceva. Și popcornul nu e caloric? Nu prea. Nu, e adică destul de bun pentru... Și este sănătos, da, dacă e făcut doar, știi cum, acasă, e pregătit bine sau clasic sau prin, nu știu, toate gheretele acestea, bănuiesc și ei, dacă au oricum, mai schimbă ulei, e bine. Prezența popcornului tot timpul mi s-a asemănat cu interesul clar pentru ceea ce vezi. Este foarte greu acum să stai concentrat la un film cel drept în condiții casnice. Nu poți să nu scoți telefonul, să te mai uiți, să nu știu ce, dar popcornul și senzația asta, ești atent, așa. Știi? Atenția se focusează doar pe pelicule. Vorbim despre popcorn, despre cel, așa cum spunem, de care nu ne imaginăm să mergem la cinema fără el. Sunt nelipsite la petreceri și aproape că nu mai putem privi un film fără să le ronțăim. Poate că și acum stați cu un castron mare pe brațe. Fie că le preferați cu un pic de sare, aromă sau chiar caramelizate, sunt o gustare delicioasă. V-ați prins? Hai că nu e așa greu! Floricelele de porumb sau, mai pe înțelesul tuturor, popcornul. L-a încercat fiecare, de la un simplu cetățean turmentat la prinț și dita mai politicieni. Mie îmi place sunetul ăsta specific ce-l auzi la cinema într-un moment de liniște totală. Vinovați că l-au descoperit se fac tocmai amerindienii. Se întâmpla cu mii de ani în urmă. Aztecii îl foloseau în timpul ceremoniilor, iar alte popoare credeau că în fiecare bob se ascunde un spirit ce devine nervos când simte foc. Asta e bună! Pentru a-l pregăti, e suficient să țineți boaba de porumb deasupra focului. Băgați de seamă că îți pot sări până la un metru înălțime. Cu toate astea, e cel mai des preparat în cuptorul cu microunde. E o sursă importantă de antioxidanți, minerale, vitamine și fibre. Totuși, nu-l consumați în mod exagerat. Și da, se spune că vă poate ajuta să vă păstrați silueta, însă doar atât timp cât nu-l prăjiți în ulei. Bun, ne-am lins suficient pe botișor și pentru că orice lucru merită un la mulți ani de ziua lui, să avem puțin de-l respect, zic. În ce constă maestria unui jurnalist, Galina, cum crezi? Asta de bază, așa, garantată de statutul lui profesional. Eu cred că un jurnalist trebuie să fie, în primul rând, curios. Și informat în același timp, pentru că dacă îi trezește curiozitatea, tot ce se întâmplă în jur este informat și poate să ofere informația mai departe celor din fața micilor ecrane, dincolo de difuzoare sau în ziare, de ce nu? Da, ține totul de polivalență, că se spune că noi trebuie să știm de toate despre tot, dar trebuie să mai facem ceva. În cazul în care unii dintre noi o au și cu sportul rece, da, care este fotbalul. Colegii noștri, Alexandru Fosa și Vyacheslav Burghelea, au avut ocazia să joace fotbal contra echipei de legende a fotbalului moldovenesc. Este vorba despre Sergiu Iepureanu, Pavel Ciobanu, chiar și președintele Federației Moldovenești de Fotbal. Mai multe de acolo. Ei, da, mă rog, nu știi cât a fost scorul? Nu prea știu cât a fost scorul, sincer să fiu, chiar fotbalul, sunt un pic, m-am îndepărtat de acest sport și nu cunosc prea multe din domeniu, dar îmi trezește, știi, tentația să merg și eu să joc un pic. Mai ales că am o verișoară care joacă foarte bine fotbal, în echipa feminină și tare... FC Dubăsari, de? Nu. E, deja este studentă la Chișinău și aici, și a găsit aici. Serios joacă fotbal? Da. În ce poziție? Eu nu știu ce echipă, trebuie să o întreb. Întreabă-te, rog. E ce îmi pare curios, pentru că de obicei pentru băieți este valabil să intre în camera lor, să vezi postere cu fotbaliști pe perete, însă uite că camera unei domnișoare la fel poate să arate așa. Lasă că rolurile se schimbă de-a lungul timpului, sunt și naționale feminine de fotbal care într-adevăr poate să le dea chișca și bărbaților de multe ori. Ia să vedem în jocul jurnaliști contra legendelor. Cine pe cine? Ne-am strâns mâinile prietenește și uite fluierul de star.
e foarte complicat, pentru că noi nu suntem toată echipa de bază și cred eu o să câștigăm în sfârșit, o să-i batem. Primele ocazii bune de a marca au venit din partea capitanilor. Nu a trecut mult timp, iar jurnaliștii au concretizat ocaziile prin gol. Entuziasmul cronicarilor a fost stins repede. 3 goluri au intrat pușcă în poarta noastră. Am ridicat capul sus. La pauză, scorul era echilibrat, 5-5. Asta poate datorită portarului Oleg Istrati, cu reacție profesionistă la minci. Reușim după acești veterani tineri, aș spune, dar important este faptul că tradițional, cum am mai spus, ne adunăm și petrecem câteva clipe minunate. Sunt foarte bucuros că veteranii și jurnaliștii mențin tradiția asta la sfârșitul anului, așa cum într-o țară normală trebuie să fie, jucăm acest meci. Nici atunci cine să câștige asta, tot timpul la noi jocurile au fost foarte interesante, pentru că la jurnaliști mulți din trânși au jucat cândva fotbal și asta este a doua profesie a lor. De ce ei știu cum să joace și noi tot timpul ne-a fost greu. Cum se mențin veteranii fotbalului, spune-o în formă? Mențin fiecare cum poate. Regim de alimentație, exerciții fizice, mai jucăm fotbal de două ori pe săptămână. Da, în principiu e un meci de prestigiu, până la urmă, pentru că jucăm cu probabil cei mai buni jucători ai Republicii Moldova. Nu în activitate, dar care au fost câțiva ani în urmă, adică care cândva erau în locul nostru dacă luam interviuri, astăzi jucăm potriva lor. Până la urmă, experiența și maestria veteranilor și-a spus cuvântul. Au bătut naționala jurnaliștilor. Cel mai important este concluzia de final. De la ei avem ce învăța, știi, că noi suntem încă tineri, asta e cel mai important. Început de săptămână, așa că dați-vă mai aproape de noi, de ecrane, pentru că avem cu cine discuta și, mai important, despre ce. Alături de noi, după succesul fulminant de la concursul Nova Valna, câștigătorii, dai noștri de acasă, formația Doredos. Băieți, fete, salut. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut, bună dimineața! Bine ați venit la noi, suntem foarte bucuroși, eleganți, eu cam nu mă încadrez în acest peisaj, dar asta nu contează. Ce faceți? Cum o mai duceți? Bă, noi sunteți în pregătire acum la fel. Da, facem bine, mersi, tot e ok. Uite că anul acesta am hotărât să participăm la preselecția națională pentru Eurovision. Și va fi a treia dată când încercăm puterile noastre. A treia oară trebuie să fie, cu Doamne ajută. Da, cu brio. Sperăm, sperați. Ei, la greutatea pe care o are formația dumneavoastră și e recunoscută deja, o întrebare. Vine și Filip Kirkorov în Republica Moldova să vă susțină? Hai, o să vedem. O să vedem? Interesant. Posibil, poate nu, poate, dar vedem. Am înțeles. Dacă vorbim despre următoarea piesă, ea este așa pe ritmuri balcanice, reprezentative pentru noi, cântăm în engleză, dacă am înțeles-o bine. Da. 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 Piesa se numește My Lucky Day. Ce vă face vouă ziua norocoasă, dați-mi voie să vă întreb? Ziua norocoasă. Pe rând, dacă e posibil, că eu am înțeles că tu ești purtătorul multe cuvinte. Noi astăzi am venit la voi în speție, de asta ne facem fericiți. Am înțeles. Mie îmi face, nu știu, bună dispoziție de dimineață. Asta tot de undeva trebuie să o iei. Astăzi chiar sigur a fost o zi foarte bună pentru mine, deoarece am așteptat de dimineață taxiul și n-a venit o oră de vreme. După, te felicit, Republica Moldova, cum o facem noi, nu o face nimic. Nu te-ai pierdut cu speranță, da? Nu s-a terminat cu asta. A, nu? După care m-am dus la stație, la troleibus.
și m-a stropit o mașină din cap până în picioare. Și uite, atunci, în momentul ăsta, am zâmbit. My lucky day. My lucky day. My lucky day. Se spunea când pășești într-un ceva, tot zici că ești norocos. până când nu am pășit. Marina, dacă vorbim despre tine, vă șisliv-i de-i. Что делает мой счастливый день? Счастливым это по-разному. Иногда просто улыбка, иногда хороший завтрак. Иногда вот хорошо выспалась, тоже может быть. Вообще я человек улыбчивый, позитивный, поэтому у меня каждый день счастливый. Дежурнул, так говорим, и готит для тебя, да? Тут цель фачи. Ну, иногда да, иногда нет. Мы гадам я около, тудева требуя София. А часто, как мы спонем, симпатия, что пекаря ты кэштигато, и на новая волна, а публику луи. A lui Filip în special. El chiar v-a văzut pe voi făcând și o paralelă între el când era la început de cale și a fost susținut de Ala Pugaciova, el când v-a văzut pe voi a zis că e de datoria lui să-i susțină pe acești băieți și pe fata. Prin ce l-ați cucerit pe el? Cum credeți? Eu cred că prin sinceritatea că am adus-o în scenă la New Wave, dar el are o așa o iubire față de Moldova aparte. Fiindcă el 30 de ani în urmă a început cariera sa din Republica Moldova, cântând în formație ECO, conducerea domnului Petre Teodorovici. Petre Teodorovici. Da. Și el de multe ori spunea că Anastasia Lazariuc a fost cea care l-a văzut în Moscova și l-a invitat în Republica Moldova. Aute, măi! Și uite că el a spus că, a precizat că dacă țara o să aleagă această piesă, el cu siguranță și cu mândrie o să stea sub steagul Republicii Moldova la Eurovision. Băi, pe asta încă nu am văzut-o, dar sperăm să fie cu Doamne ajută în ceea ce privește preferințele publicului, oameni buni, deja nu putem să vă insuflăm neapărat, dar cu atâta greutate, cel puțin vă puteți pune pe gânduri cu cine să votați în acest an. Da, ați verificat dosarele, ce părere aveți despre piesele din acest an? Este o concurență sănătoasă. Sănătoasă? Da. Ca de în Moldova, deoarece Moldova este slăvită cu talente. Ah. Și sunt foarte mulți interpreți care cântă bine și aduc piese foarte bune la un alt nivel. Dacă vorbim despre succes, el nu are o formulă exactă. De multe ori este imprevizibil ca la loterie. Dacă luăm Eurovisionul, competiția în sine, da? Dacă nu va fi... Voi pe ce vă raliați? Unde plecați? Spre ce concursuri mizați? Ce colaborări și așa mai departe? Eu cred că o să rămânem aici. Rămânem aici, dar nu ne punem, adică nu ne gândim la... Nu vă gândim, aparat, sunteți motivați, da. Uite, ești primul care ne-a pus întrebarea asta și nici idee nu avem, deoarece ne vedem câștigători și reprezentând Moldova. Asta este cel mai bine din partea noastră, tot succesul, atât pentru voi, cât și pentru ceilalți participanți. Aș vrea să spun dacă am favoriți, dar nu pot, așa mi este meseria. Dar oricum, dar vă dorim... Dar vă bun, succes la Eurovision, să fie cu Doamne ajută. 22 februarie este ziua cea mare? Semifinala și 24 finala. Înainte de asta mai puteți trece o dată pe la noi cu cea mai mare plăcere. Mersi mult. Așa să fie. Piesa se numește My Lucky Day. Da. Muzică Filip Kirkorov, text John Ballard. John Ballard. Ei bine, Doredos, doamnelor și domnilor, pretendenții noștri la Eurovision 2018, preselecția națională și deja poate vedem și în finală, acum pentru dumneavoastră. Information. Standing right in front of me, I hear it.
like now you're stuck in traffic. But something tells me we can make some music. The rhythm is driving me wild. And something tells me we ain't gonna lose it. Keep pushing way into the night. Number one, keep rolling, say you're real. I'm hoping, do you feel the way I do? Bring it on, it's magic, are you real? Fantastic, say you feel the way I do. Number two, keep turning, feel the heat. I'm burning, I'll do anything for you. We can be forever number one. Together we can make a dream come true. Știi cum la yoghiști se practică? Așa. Inspirăm, da, inspirăm, expirăm. Inspirăm și în cap ținem o singură imagine. De dorit o lumânare aprinsă sau un sfârșit de emisiune. De ce? Eu aș mai sta aici, mai ales că astăzi am dansat, am cântat, nu știu, a fost vesel la noi. Sperăm că și voi ați rămas doar cu dispoziție și cu emoții frumoase după ce ne-ați urmărit. Mâine, la fel, tot aici, Alex și Camelia vă așteaptă, așa că includeți televizoarele de la ora 7 pe RTR Moldova. Mare grijă că venim și vă verificăm, da? Așa. O zi bună să aveți. Numai bine, un început de săptămână frumos, pa, pa! Sponsor general al emisiunii Nescafe.